Peste 1300 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană au fost descoperite în data de 14 august de către polițiști de frontieră maramureșeni și lucrătorii din cadrul biroului Vamal Siget într-un autoturism modificat prin amplasarea unei podele duble. Mașina a fost oprită pentru control în vama din Sighetul Marmației în după-amiaza zilei de 14 august. Șoferul, un bărbat în vârstă de 20 de ani din localitatea Giulești, intenționa să intre cu mașina pe teritoriul României. Polițiștii de frontieră au descoperit într-un loc special amenajat 1355 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană fără documente legale în valoare de 11.500 de lei. Autoturismul și țigările au fost confiscate, iar șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.